Bun găsit, dragi telespectatori! Iată-ne astăzi într-un cadru natural, un cadru foarte frumos. Am venit aici la invitația domnului Gheorghe Baciu, primarul stațiunii Slănic Moldova. Domnule primar, vă mulțumim pentru invitație și, într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, este o încântare să ne aflăm aici. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Vă salut pe dumneavoastră și pe cei care vizionează acest material, pe telespectatorii dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu că veniți și ne promovați și ne susțineți în activitatea asta importantă, de altfel, de promovare, de comunicare, de conștientizare, că suntem într-adevăr o localitate unică în această țară și nu numai. Da, aș vrea să vă spun că sunt bucuros că se relansează activitatea turistică. Trebuie să fac precizarea că noi peste 95% din activitatea economică a localității noastre este turismul. Respectiv, am suferit foarte mult în aceste luni în care această activitate a fost practic întreruptă, dar noi a trebuit să muncim și astăzi rezultatele se văd. Noi fiind administrația publică locală, în sensul acesta am amenajat la izvoare foarte multe locuri și continuăm să îmbunătățim calea de acces și aspectul izvoarelor, dar nu numai, să facem întreținerea acestor izvoare. Între timp am primit și licența de explorare există, am primit indicațiile terapeutice pentru 6 din cele 9 izvoare, respectiv suntem foarte aproape să obținem licența de exploatare. Este un semnal bun, o muncă de aproape 3 ani de zile, încununată cu succes. De asemenea, aspectul peisagistic, vă rog să filmați calendarul floral, este o tradiție de peste 100 de ani ca la noi la Slănic Moldova să existe data din flori, data și scrie frumos Slănic Moldova acolo și păstrăm această tradiție. De asemenea, am îmbunătățit și aspectul estetic, am terminat prima tranșă de tuns gazonul, după cum vedeți gazonul arată foarte frumos, spații de joacă, am îmbunătățit și terenul de sport și așteptăm vizitatorii și turiștii să vină la Slănic Moldova, o să avem evenimente, deja ne-am reprofilat cumva, adică foarte multe evenimente, da, ne-am adaptat practic la cerințele acestei situații grele, nedorite de altfel, dar trebuie să funcționăm și în această perioadă și atunci foarte multe spectacole se vor ține în foișorul de muzică din parc, de lângă noi de aici și vom avea în fiecare weekend evenimente și invităm pe turiștii și vizitatorii noștri, riveranii noștri, să ne viziteze, să vină, să se plimbe, să se bucure de această zonă mirifică, să-și ia apa minerală și energia necesară, să plece acasă și să și revină curat. Și aerul curat și celelalte facilități de care noi dispunem. De asemenea, vreau să precizez că în această perioadă am fost alături de întreprinzătorii noștri și am hotărât ca în perioada de pandemie să fie și taxa de concesiune și taxele de închiriere și ce mai avem noi să fie scutiți agenții economici, analizăm să vedem ce alte posibilități am mai avea să venim în întâmpinarea agenților economici, dar suntem și noi în echilibru pentru că, pe de o parte, dacă nu avem venituri, nu putem să dezvoltăm localitatea și atunci trebuie să păstrăm cât de cât. Au trecut prin această perioadă foarte grea și bănuiesc că, eu știu, managerii de hoteluri s-au adaptat acum la când îi vor primi pe turiști. Da, ei sunt pregătiți. Am avut săptămâna trecută comitet local pentru situație de urgență. Am reglementat aceste lucruri, le-am conștientizat că, de fapt, ele erau reglementate, dar le-am comunicat și dumneavoastră ce obligații au. Noi suntem pregătiți și noi cu toate măsurile, vom îndeplini toate măsurile cu dezinfecție și tot ce trebuie, cu panouri de informare, de conștientizare pentru distanțarea asta fizică necesară pentru perioada asta și așteptăm cu drag să vină turiștii, vă așteptăm, dragi telespectatori, să veniți la Slănic Moldova, să ne vizitați, să vă bucurați de această zonă unică și împreună să fim mai uniți și să dezvoltăm această țară care are mare nevoie de solidaritate și de unitate în aceste momente, având în vedere că trecem într-adevăr printr-o perioadă grea și
individual sau în colectiv suferim din această cauză. Așa este, să le spunem turiștilor că deja ați turnat și un covor asfaltic. Da, da, da. Suntem foarte aproape să se finalizeze asfaltarea singurei noastre căi de acces de la Târgu Ocna la Senin Moldova. Așa că, dragi telespectatori, veniți și o să găsiți un drum foarte bun. Nu o să mai spuneți, drumul este greu, este... Nu, este asfaltat, peste 70% lucrarea este deja finalizată și, dacă ne permite vremea, într-o săptămână se vor încheia lucrările de asfaltare. Pe această cale trebuie să mulțumesc companiei CNAIR, companiei de administrare a infrastructurii rutiere, și celorlalți implicați, oameni de suflet ai județului Bacău, deputați, senatori și alții care au susținut acest demers și le mulțumesc tare mult și sper să am ocazia să vin la dumneavoastră în emisiune să discutăm mai concret despre cum suntem în echipă aici, în zona noastră, cum ne ajutăm pe Valea Trotușului, cum reușim să aducem un nou mod de lucru, atât în administrație cât și în politică, în sensul în care unitate de zonă, unitate de viziune, unitate de acțiune. Avem un proiect aproape de aprobare la Ministerul Dezvoltării, respectiv un proiect de 20 de milioane de RON care vizează reabilitarea torenților de pe Valea Stănicului, 8 torenți care practic au fost una din cauzele calamităților din 2018, în sensul în care torenții au blocat calea de circulație principală a apei și au fost probleme și au afectat multe gospodării. Suntem cu toate zidurile de sprijin refăcute, suntem cu infrastructura pregătită, mai avem aici un chiar aproape podul Dobru, care este și el acum la reabilitare și sperăm ca foarte curând să uităm de inundații, dar avem și alte proiecte foarte importante și vă așteptăm să reveniți la noi, să ne găsiți la treabă și să constatați, sper eu, că lucrurile se îmbunătățesc an de an și cel mai important lucru este că am reușit de un an și puțin să deblocăm situația finală, conturile, practic, să deblocăm această situația în care eram la momentul respectiv de blocaj financiar, care este practic cea mai grea situație care se poate întâmpla, să vrei să faci ceva și să nu ai resursa necesară. Avem proiect, avem un plan de dezvoltare și cu siguranță ne veți găsi mult mai pregătiți și cu infrastructura. Vă mulțumim tare mult! Multă sănătate dumneavoastră, telespectatorilor și celor care ne vizitează localitatea noastră și celor care nu ne-au vizitat încă, dar îi așteptăm să ne viziteze. Un gând bun!